Hei, salut, eu sunt Dima și astăzi o să-ți arăt cum am făcut sistemul de valori El Niño și Milță. Deci, să începem. Beat-ul ăsta l-am făcut probabil în acea seară cu Lumină, tot de pe albumul Safir al lui El Niño. Două beat-uri în acea seară pe același album, pe Lumină venită din cer. Asta e linia melodică. Și cam toată linia asta melodică e pe toată durata piesei, doar că se mai adaugă și acest pian. Da, o octavă foarte mare. Ideea e că eu nu prea fac boom bap, rap și tot ce ține de zona aia în general, dar habar n-am ce m-a trăznit în seara aia să fac un beat de genul, dar am zis fuck it. Snare-urile, foarte simple, bătaie 2, 4, 6, 8, ca întotdeauna. Counter snare de desubt. Pe 2 și pe 4 am adăugat alt snare. Să se simtă o diferență. După hi-hat-urile 2-2. După am adăugat un open hi-hat să facă ca beat-ul să-l deschidă puțin. După niște kick-uri. Și un loop de drum-uri. El separa sun așa. Am adăugat un ride. Îmi place să folosesc ride-urile în loc de open hi-hat-uri sau crash-uri. Mi se par mult mai ușoare și mult mai bine puse. Iar în final am adăugat conga Cold Heart. Dă un balans aparte. Aici e un crash folosit ca un riser pentru a intra în beat cum trebuie. Partea de mix a beat-ului ăsta e în felul următor. La fel ca și la Lumină, nu prea m-am complicat prin a adăuga foarte multe plugin-uri. După cum se vede aici, am adăugat un EQ pe melodii, un soft clipper și un soft clipper și un Maximus. Maximus l-am pus mai mult pentru a ridica beat-ul la nivelul pe care l-am vrut. Și EQ doar să taie frecvențele foarte joase. Cum am zis și am mai zis de multe ori, ideea e că leveling-ul contează, în opinia mea, cel mai mult când vine vorba de făcut un beat. Boom bap-ul e un stil pe care nu l-am ascultat foarte, foarte mult timp, dar de când cu El Niño și cu piesa asta am început să ascult și J. Cole și Kendrick Lamar. Ultimul album al Oscar mi s-a părut genial pentru rap românesc, că tot veni vorba de boom bap, Macanache, și cam atât au reușit să mă spargă pe mine. Și da, ăsta e tot beat-ul.